Ești trist? Eu nu mai fac niciun cel, serios. Te-ai supărat? Iubirea mea, uite ce ai făcut! Iar telefonul tău o să ajungă fix sub roata mașinii mele. Dă-o drumul la mașină, îți face pac! Ești pregătit? Iubirea mea, iubire, nici măcar n-ai permis! O să dau cu mașina peste telefon în 3, 2, 1 și... Mamă, 1800 de chile. Mamă. Versus telefon. Te rog, o să-mi faci telefonul. Si! Iubire! Iubirea mea, ți-am zis că nu e o idee s-a bună. S-a spart? Tu vorbești serios? Hei, salutare gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem cea mai tare chestie ever. După cum vedeți și voi în titlu, da, chestia asta chiar se va întâmpla, așa că uitați-vă până la finalul vlogului, pentru că eu și Baby, care chiar acum o filmează... Salut! Din băgate nu prea am avut buget de cameraman, așa că... Tu ești cel mai tare cameraman, Baby. Mulțumesc, iubirea mea. Tu știi exact cum vreau să fiu filmată, știi tot. Am pregătit trei probe. Exact, niște challenge-uri foarte amuzante prin care noi doi efectiv o să ne distrăm. Și la fiecare probă pierzătorului... Așa... O să-i se spargă telefonul. Telefonul meu? Sau telefonul meu? De preferat ar fi așa. Nu! Știți de ce n-a venit această super idee? De pentru ce? Că deoarece și fiindcă am primit acest super colet pe care abia l-așteptam. Și dacă vreți să vedeți cum am desfăcut acest colet și ce se află în el, intrați chiar acum pe contul meu de Instagram bibi.official și o să vedeți acolo un super filmuleț în care am desfăcut acest pachet. Vă explic despre ce este vorba. Ideea e că este de la Mobile Fox, cel mai fresh și cel mai nou site de huse. Sunt cele mai rezistente huse posibile. Eu am auzit super multe chestii bune despre aceste huse, despre Mobile Fox. Și îmi doream din suflet să se lanseze și în România și să am parte și eu de o husă de asta, pentru că eu sunt mega neîndemânatică și telefonul meu de multe ori face cunoștință cu acest pământ frumos. Dar acum nu trebuie să mai fac probleme, pentru că telefonul meu nu o să se spargă absolut deloc. Și vestea bombă este că acest site se va lansa și în România. Și sunt super fericită, pentru că pe 13 septembrie cei de la Mobile Fox vor da drumul site-ului aici în România la ora 18 și o veste foarte tare pentru voi. Mobile Fox va oferi timp de 6 ore o super reducere. 33% reducere pentru toate produsele pe care vreți voi să vi le comandați. Și livrarea este gratuită. Așa că pe 13 septembrie la ora 18 să fiți cu ochii pe site-ul Mobile Fox. Și repede, dacă vreți să vedeți în ce mod amuzant o să desfac această cutie, intrați chiar acum pe contul meu de Instagram bibi.official. Aveți linkul chiar în descriere, așa că vă aștept acolo. Și ca să știu că veniți de aici de pe YouTube, lăsați un comentariu pe Instagram, vin de pe YouTube și o să vă răspund la ele. Hai să dăm drumul la probe. Ești pregătit, Baby? Sunt foarte pregătit. O să fie foarte amuzant și hai să vedem ce se iasă. Așa arată cutia, ăsta e ciocanelul. Trebuie să dăm cu ciocanelul în cutiuță. Doamne, abia așteptam pusele astea. Hello, Romania! În sfârșit, și România ți-a ajuns. Ca să putem să nu ne mai spargem și noi telefoanele. În sfârșit. Pentru prima rundă, ceva foarte, foarte ușor. Am pregătit două linguri. Una ta. Și ce facem în mâna, să ne batem în cap? Una. Vrei tu asta? Nu, doamne ferește. Ne băgăm lingura în gură. Așa. Te-am mai pregătit aici. Două ouă. Deci o să punem ouăl pe lingură și lingura în gură. Te-am zis acum că sunt foarte bun la asta. Și dacă o să câștig, o să distrug telefonul de la Mobile Fox. Sau poate că o să pierd și eu o să câștig. Prima rundă măcar să o câștig okay, și eu. Ok, și ce facem? Cine mă sta în gură și ce facem? Cine pică primul sau? Pentru că ne-am apucat de sală, o să facem genoflexiuni. Facem genoflexiuni cu o în gură. De cu lingura în gură și cu o pe lingură. Și cu ipică pierde? Da. Ok, hai. Ești pregătită? Mhm. Cu siguranță o să câștigi, da. Haide! 3, 2, 1 și... strică treaba! Asta înseamnă să fii prea încrezător în tine și să te grabești? Băi, frate, Băi, eu eram acolo bine pe combinație!
iubita, în ce frumos așa e, n-am crezut, eu eram acolo, sărea ouă de lingură. Mă, nu puteam să mă opresc și eu. Tu ai spart oul, eu îți spart telefonul. Babyșorul meu drag a pierdut. Aoleu, nu-mi place cum sună asta. Și acum trebuie să-i sparg telefonul. Baby, dăm telefonul, fără fusă. A, iubirea mea, dacă se sparge. Nu se sparge, hai, dă-l. Se sparge. Nu se sparge. A, bine, am încredere în tine. Da, dă-l. Am aici 3 huse pe care le-am primit de la Mobile Fox. Și cu ocazia asta o să vă arăt și unul dintre designul pe care o să-l vedeți super des la noi pe site-urile în care o să... I like it. În care o să puteți să cumpărați produse, tricouri, nebunii și ghiozdane, pentru că tot începe școala. Avem și ghiozdane? Da, și șerpi, yeah! Și căni, și nebunii, și mousepad-uri. O să vedeți voi, o să fie foarte, foarte mișto. Cele mai tare mărciuri, Bibi și Antonio Pican. Să sperăm că ciocolata picantă o să-mi protejeze telefonul. Hai să începem ușor și să îți sparg telefonul chiar eu să-l arunc. Iubire, iubire, nu, nu fa asta, iubire. Să sperăm că ciocolata picantă o să-ți aducă noroc. Ne bucurăm mult de tot că cei de la Mobile Fox ne-au trimis amândurora huse cu sigla noastră de cuplu, să zic așa. Și o să fim meci pentru că la ei pe site și voi o să puteți să vă personalizați husele cu orice vreți voi. Și la achiziționarea fiecarei huse full shock, cei de la Mobile Fox vă oferă folie de protecție pentru telefon, pentru că și noi avem acum folie tot de la ei. Hai să vedem, iubire, ești pregătit? Sperăm că folia și ciocolata picantă mă vor ține noroc. Hai, iubire, arunc telefonul la 3. Hai, iubire, 2, nu, te rog, nu l-arunc. 1. Iubire, dacă se sparge, iubire, nu. E frică mie. Hai să renunțăm la ideea asta de vă, te rog eu frumos, că nu vreau. Iubire, o să se spargă. Haideți cu mine să vedem dacă s-a spart telefonul. Ești pregătit? 3, 2, 1. Mi-e frică, stai să mă uit eu prima dată. Faci Catherine, vede cum e pe față. Nu s-a spart absolut nimic la el. Nici pe față? Nici pe față, da, absolut nimic, gen. Mamă, cum a picat. Iubirea mea! Nu așa? Nu are nimic! Sunteți nebun, nu credeam. Iubirea mea, nu așa! Deci uite-te și... Nu așa! Da, uite mă, e intact. Băi, ești nebun! Gata, 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 îi ajunge, gata! Nu are nicio zgârietură husa asta, iar telefonul n-are nimic! Dă-mi o îmbrățișare pentru asta, am avut dreptate! Și hai să trecem la proba 2! Proba 2? Da! Nu, nu vezi să trăim un vlog aici? Nu, și fii atent că lucrurile se vor mări din ce în ce mai tare. Asta a fost gen chestia asta așa. A fost cea mai ușoară chestie. Gata, iubirea mea, poți să dai telefonul? Da, imediat! Ești trist? Eu nu mai fac niciun cene, serios. Te-ai supărat? Iubirea mea, uite ce ai făcut. Hai să vedem, stai, hai să vedem acum dacă s-a spart. Husa e intactă. Iubirea mea, sigur s-a spart. Și telefonul? N-are nimic. Nu pot să cred. Deci voi știți cât de mișto este să aruncați pur și simplu un telefon și să știți că nu se sparge. Deci eu sincer nu cream. Deci cel puțin când l-a aruncat acum ultima dată și l-a aruncat de 4 ori. Deci da, deci nu pot să cred. Hai că mai am încă 2 probe. Ultima dată a început să facă așa flipuri, să rostogolească și a pus deci n-a... efectiv telefonul ăsta n-are nimic. Iubirea mea, gata! Ce-mi place! Mulțumim Mobile Fox, de sunt cea mai fericită. În a doua rundă ne-am gândit să reacționăm la un videoclip de pe YouTube în care ne sunt prezentate câteva produse, câteva alimente. Este runda mea preferată pentru că eu unul consider că mă pricep destul de bine la asta, pentru că în acest challenge trebuie să aflăm care din aceste produse care ne vor fi arătate sunt reale sau desenate, deci sau fake, desenate sau fake. O să fie destul de greu să ne dăm seama pentru că lumina, umbrele sunt puse în așa fel încât să n-ai cum să-ți dai seama, gen, chiar nu ai cum să-ți dai seama. Da, par foarte fie... realistice. Da, hai. Hai, 3, 2, 1 și... Sunt foarte curios. Gata, trebuie să ghicim acum. Stai, punem pauză. Ia, eu zic că... Vrei... Hai să nu punem pauză. Eu zic că realul este în dreapta. Și eu tot la fel zic. Jesus! S-au pierdut amândoi? Da! Băi, deci asta e o idee foarte interesantă. Eu aș mai vrea să mai facem chestii de genul ăsta. Dacă vreți să mai facem așa ceva, poate de ce nu pe canal la Baby, scrieți-ne în comentarii. Bă, hai să continuăm! S-am pierdut amândoi, mișto. Nu pot să cred. Și ne arată și cum sunt făcute. Da, bine, hai să trecem peste partea asta. Hai, pizza. E
casă pe mine. Eu cred că reala e aia din stânga. Eu zic aia din dreapta. O să câștig. Nu, vine să cred! Spune că și celălalt e real. E, nu, e desenată! Mamă, ce bine, cât de bine desenată! Arată mai bine aia fake decât da. Aia reală. Yeah, which is real and which is fake. Eu zic, eu zic că real e ăla. Zici da. Repede! Eu zic că real e tot ăla din stânga. Din stânga? Eu zic da. Că ăla din dreapta. Pot de fel, eu zic că realul este din dreapta. Realul este în stânga. Se vede că e desenat. E desenat. Bă, da mă frate, chiar e foarte real. Și cine a câștigat? Vivi a câștigat și a doua rundă. Așa că m-am gândit la ceva foarte tare. Hai până afară, te rog. A, iubirea mea, si, iubire. A doua rundă, cine a pierdut-o? Aoleu, iubire, să mor eu, cred că o să pierd toate rundele, să mor eu. Ghiși, de ce mă aflu la mașină? De ce te aflu la mașină? Deci, uitați-vă și voi, m-a luat, zic că hai iubire, să mergem până la mașină, că mi-a venit mie o idee. Ți iubirea mea, ia zi. Aceasta este mașinuța mea, permisul urmește nu, și el. Pe care nu vă arătăm, încă vă arătăm așa, doar o parte. Pentru că vin multe vloguri cu ea și o să vă arăt cum e și în interior, e bijuteria mea, e frumusețea mea și abia aștept să vă arăt și vouă. Dar așa un pic, câțiva centimetri, maxim un metru, putem să dăm cu spatele, așa că o să mă urc în premieră la volanul mașinii mele. Mi-am pus cea de-a doua husă, cea cu gogoșele, e super simpatică, asta e husă pentru mine mai mult, pentru că... De ce ai pus-o pe aia cu gogoșele? Pentru că e foarte frumoasă și mie îmi place, atât de mișto la atingere, îmi place mult, mult de tot și îmi place că pot să mire și personalizez chestii pe care și voi puteți o faceți. Iar telefonul tău cu gogoșele o să ajungă fix sub roata mașinii mele. Sub ce va ajunge telefonul meu? Această mașinuță drăguță, sub roata ei. Nu facem asta, nu? Ba da. Haide. Lumește. Ce-mi place că am iubit vlogger, influencer, îmi cunoaște nebunia. Lumește. E de acord cu mine, tot timpul vedeți, nu? Hai, iubire. Lumești? Iubirea mea, glumești, nu? Nu, haide. Iubire, e sigură că vrei să... Iubire, o să se spargă. O să-l pune... Aici, îl vede, da? Este fix sub roată. Dă-o drumul la mașină și facem pac! Ești pregătit? Iubirea mea, iubire, nici măcar n-ai permis? Da, dar sunt în curte la bunici, aici unde am și casa și pentru un metru dat în spate am permis. Iubirea mea, sunt 1800 de tone versus o husă și o folie de la Mobil Fox plus... Exact. Asfaltul sau cimentul ăsta sau ce sunt astea? Deci îmi reglez scaunul, mă poți vedea cât de frumoasă sunt la da, mașina. Da, îți reglez scaunul pentru... Exact, nu contează. O să dau cu mașina peste telefon în 3, 2, 1 și... Stai iubire! Da. Stai puțin că am uitat să le arăt oamenilor că e chiar într-adevăr telefonul. Pentru că mulți, da, și cu husă, pentru că mulți o să creadă că noi chiar nu am pus un telefon real, dar chiar este un telefon real. Asta e o roată reală, deci nu e absolut nimic fake sau cum o să creadă mulți. Deci haide să punem telefonul. O să-l pun pe față sau pe spate, iubirea mea? Pe spate, să vedem dacă rezistă husa. Și fără niciun cat îi dăm, așa că filmează, iubire. Mama mea, hai să-l punem. Deci l-am pus, asta este roata. Și haideți să vedem ce o să se întâmple. 3, 2, 1, uitați! Dai! Stop! Hello, aici Bibi din viitor. Bibi care edita și a sesizat că nu s-a văzut chiar atât de bine telefonul, că era pus fix sub roată, așa că vreau să ne înțelegeți reacția pe care o să avem în secundele următoare. Deci o să mai facem încă o dată testul și cu ocazia asta și pe lumina zilei, să vedeți că totul este super real. Și pentru a doua oară o să dăm cu mașinuța mea peste acest telefon, deci fără niciun cad. Ia baby telefonul, pune-l sub roata mașinii și hai să dăm peste ea. Mamă! Iubirea mea, hai, coboară! Hai să-l verificăm amândoi. Mamă, 1800 de chile. Mamă! Versus telefon. E frică! Hai! E sigur că vrei să te uiți? Eu, sincer, cam nu vreau. Mamă! Băi, ești nebun? Nu pot să te cred. Serios?
Arată la cameră. Arată deci la nu cameră. Pot să cred, deci husa e intactă. Arată intactă, Doamne, Dumnezeule. Arată la cameră că nu pot. Nimic, nimic nu are. Ia fost și așa în lumina. Nimic, nimic, ce să-i fac, nimic, uite. Băi, husa n-are nimic. Cred. Uite, ăsta a fost telefonul pe care Baby l-a primit de la Mobilfox. Nu are cred. Absolut nimic telefonul, nici pe telefonul poate, nici pe spate. Telefonul meu e învingător. Nici husa, n-are nimic, băi, ești nebun. Pentru a treia rândă săracul babyșor la închidăite. Am primit și eu un telefon cadou de la băieții ăștia de la Mobilfox. Am zis și eu că, na, din păcate, cred că o să mi-l distrugă iubita până la finalul clipului. Deci, ce să facem? Pentru a treia rundă și ultima, de asemenea, ne-am gândit să facem puțin din challenge-ul What's in my mouth challenge, ce se află în gura mea. Așa că eu o să-i dau lui Baby două alimente și el mie două. Așa că hai să încercăm să le ghicim. Doamne ajută să câștig, că dacă nu o câștig nici pe asta, m-am dus direct în cap să mor. Adică chiar să pierd trei din trei ar fi... Ai închide ochii. Îmi pun și mâna la ochi ca să vezi că nu mă uit, da? Pentru da. Că pf, recuzita nu ne-a am încredere în tine. O în fular sau ceva cu care să ne legăm la ochi, așa că uitați-vă și voi că chiar așa, o să mă vedeți doar gura, în rest nu o să mă vedeți mai nimic altceva. Hai iubirea mea, îmi dai ceva în gură sau? Gură mare. Mamă, e ceva picant. Bebea la picăsul cu picant cu zata, mi-a gura foc. Bă, ați luat pe? Ce? Ați luat pe? A, nu am la mine, zice el. A, nu știu, iar, dar stai că nu-i ardei picant, că e ceva praf. Cum praf? Se numește praful ăla? Praf, dar ardei picant? Nu, iubirea mea, cum se numește? Nu știu, piper? Nu. Nu, e că nu e piper. Că gata. A, iubirea mea, boia, boia de ardei iute. Ai dat și pe pernă, iubirea mea. Da, serios, deci eu boia, am auzit de boia, dar chiar nu m-am gândit că e boia. Nu-ți venea cuvântul. Nu venea cuvântul, dar așa e ceva meu. Picant. Haide. Hai, ești pregătită? Hai să vedem, ești pregătită, iubire? Mhm. Mamă, o să iau o poze mai consistentă. Ce s-aude? E, s-aude. Culița mare! Că vine stai, avion. Stai, stai. Țin ochii închiși ca să poți. Hai, iubire, pregătește-te că vine avionul. Mi-e frică. Hai iubirea mea, hai. Hai iubirea mea. Asta e muștar. Da, dar n-ai cum să-ți dai seama. Eu am fost băiat cu tine. Ți-am dat muștar, muștar cu care mănânci cu micișori, cu dațe, cu de toate. Tu mi-ai dat boia, boia ce să pune boia? 1-0. Ia vezi cum pierzi și runda asta. Doamne, deci dacă o pierzi și pasta. Mă jur, deci credeți-mă, uitați-vă, filmați și puneți asta peste tot pe internet. Nu mai filmez niciun challenge, niciodată, dacă nu ghicesc pe asta. Iubire, mamă. Ce noroc că am ales ceva ușor. M-am pronunțat, crede-mă, m-am pronunțat. Uite, îmi pun ambele mâini, spune că ești pregătită. Doamne, ești. E bună. După ce că am pierdut două runde din alea mari și încă o mini... Iubire, iar ai dat pe jos? Gura mare. Hai că pe asta trebuie să știi. Trebuie. Că mai mereu fac. E ceva bun. E așa ca un fel de cafea. Hai că mereu. E cappuccino? Da. Cappuccino era plăcut de la... Da, de care îți fac, da. Deci ai ghicit, așa că nu te lași de postat și vlogări. Cred că erau haterii așa. Să piardă. Pierde, uite-te la alea că pierd. N-a pierdut. Și aveam cotă 2.05. Hai, e rândul meu ultima. Iubirea mea, vezi că-ți pentru runda asta ți-am pregătit ceva foarte greu. Dacă o ghicești pe asta, o să ai șansa să... Îți sparg iar telefonul. Să-mi distrugi telefonul. Ți l-am distrus de două ori. Mi-ar place așa a treia oară, că am ceva în plan. Dar dacă câștig eu... O să-l distrug! O să-i dau cu Nicovala pe n-ai cum, că avem huse de la Mobilfox și la fiecare husă full shop. La ce ți-am pregătit eu ție? Avem și o folie de protecție și folia aia este demențială! La ce ți-am pregătit eu ție, iubirea mea? Sigur nu o să rezisti. Ești pregătită? Hai. Eu l-am pus aici lângă mine într-o punguță și tu te-ai dus în partea cealaltă. Iubire! Ce faci? Da, iubire, că vin acum! Pe normal că nu le au lângă mine, dar ce? Ți-am dat ea? Baby, nu, dacă mi-e luase urât, nu știi că mi se face rău. Gura mare că îmi vine avionul.
fioritura asta e cimbru. Nu pot să cred, chiar cimbru. Hai, iubirea mea! Dar nu-i corect, că tu cunoști mie din adresa asta din bucătărie. Trebuia păi normal că le cunosc, de ce te-ai dus în bucătăria mea dacă... Trebuia să-ți aduc o shawarma, că nu știi ce gustare, că tu nu mănânci shawarma. Să știi. Mamă, lăsa-i cel mai îngrozitor condiment, care se pune în fasole. Mamă, frate! Hai afară, că ți-am pregătit ceva demențial. Iubirea mea e sigură? Da, cea mai sigură. Hai, oh, că tata. Oh my god. Ha, mama god. Acum nu se mai spune. Oh my god, se spune ha, mama god. Dacă nu scap cu telefonul distrus din chestia asta, să-mi spuneți mie Antonio Picani. Asta e meme, bine, deci dacă nu face cineva meme cu oh mama god. Oh mama god. În comentarii toată lumea. Oh, mama god! Și ce a pierdut și la a treia rundă? Iubirea mea, nu mai vreau, serios. Iubirea, lasă-mi telefonul în pace, că presim că o să moară. Am pus ultima husă pe care am primit-o. Oh, și la a treia rundă iau, iemește-mă, ce vrei să faci? Pentru că casa mea, când era mică, o numeam și bloc, o să mă duc la ultimul etaj și fix de acolo o să-ți arunc telefonul. Am plecat! Pa, să mă filmez! Iubire, stai aici! Iubire, te rog, nu fa asta! Te rog, o să-mi spargi telefonul! Dar vreau să testez scuzele de la mobil foc, să văd dacă chiar sunt pentru mine! Deci asta e telefonul, vedeți? E... Îmi auziți unghiile pe el? Husa e husa de la mobil foc, s-a pus soarele, cel mai minunat iubit a făcut ca să mă văd și de aici, de la balcon. Păi dacă filmăm de dimineața până seara... Iubire, dar totuși nu vrei să te răzgândești, să nu mai mi-arunci și mie telefonul, te rog? Nu știu, ai fost așa minunat încât acum mă doare sufletul. Ai, să-ți arunc telefonul. Iubire, nu vrei să te răzgândești, întrâmură și mâna pe cameră, nu vrei să te răzgândești să nu mi-arunci telefonul. Iubire, știi că cei de la mobil foc s-au zis că nu ai voie să arunci telefonul de la mai mult de 3 metri. 3 metri jumate? Și aici ăștia sunt... nu sunt 3 metri, ăștia sunt vreo 5. Din ochii mei sunt fix 3 metri jumate, așa că... 3 metri, iubirea mea, păi 3, nu, numai eu am, iubire, 2, nu, sunt 3. Iubire, 1. Iubire, nu, te rog. Mi-e frică! Și! Iubire! Baby! Iubirea mea! Iubire! S-a spart? Iubire! Baby, s-a spart? Mamă! S-a spart? Iubirea mea, ți-am zis că nu e o idee s-a bună. S-a spart? Tu vorbești serios? Vină! Da! Deci nu pot să cred că a rezistat. Deci nu-mi vine să cred că telefonul chiar a rezistat, guys. Îi pregătesc cu super mega farsă, iubite. Iubire, ți-am zis că nu e o idee bună să facem asta. Acum s-a spart, ce o să facem? Nu s-a spart nimic! Nu s-a spart! Doamne, Doamne, nu vine să cred, uitați-vă. Și dă-l pe față, dă-l pe față să vezi că nu are nimic. Băi, nu are nimic, și e gen... uitați-vă. Nimic, da, nu are. Da, gen, și în lumină. Doamne, și gen, și lumină. Gen a fost peste 3... Băi, deci nu, serios, chiar... Mamă, sunt genial. Sunteți genial, serios. Cei deci de la mobil foc, jur, sunt... Vreau și eu un telefon să da. A, și mami vrea. Facem rost. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut. M-am distrat de minune datorită celor de la mobil foc. Sunt genial, deci, mamă, pe 13 vreau să rup pe site-ul acolo, să... Mamă, deci este absolut genial. Am călcat și cu mașina, da, guys. Da, asta nu mi-a venit să cred. Cu mașina de 1800 de kilograme. Și Doamne, chiar a stat ceva acolo și a fost și între padelele alea, fraților, și nu a pățit absolut nimic. Și asta mulțumită materialului Drop X din interiorul husei. Înțeles. Doamne, deci nu mi-a venit să cred, mi se pare foarte, foarte tare ceea ce se întâmplă. Și folia aia de sticlă de pe telefon ce are? Ce conține, oțel? Nu știu, dar o primiți gratuit dacă vă comandați o husă full shock. Eu vreau una. Deci dacă... Mami ar vrea una. Deci dacă îmi comand husa full shock, primesc și... Și o folie de protecție. Și atunci garanta nu se mai face. Bombă! Pentru că foliile alea sunt foarte mișto. Vi le-am arătat în filmulețul de pe Instagram, așa că intrați pe Instagram și uitați-vă la filmuleț. Așa că pe 13, la ora 18, când se deschide site-ul Mobil Fox în România, rupeți acolo site-ul în două și poate ne trimiteți și mesaj pe Instagram să vedem și noi ce huse v-ați ales, da, să ne personalizați. Exact. Și nu uitați de reducerea de 33% pe care o aveți timp de 6 ore și... livrarea gratuită! Mă bucur din suflet că am avut ocazia de 3 ori să îți înnebunesc telefonul. Cred că a fost ceva foarte satisfying pentru tine. Cred că pentru orice fată. Cred că orice fată ar vrea să dea cu telefonul iubitului așa. Fetelor, dacă vreți să încercați asta, luați-vă o husă de pe mobil foc și puteți să o faceți
fără nicio problemă. Da, și cu folie, dacă... Dar îți dau și ție ocazia să te revanșezi pe canalul tău de YouTube. Oooo! Păi dacă așa stă vorba, atunci haide să mergem să filmăm. Hai! Hai! N-ai mă tare tare, mergem să filmăm alt vlog, intrați pe canalul lui Baby Doyle. Da, subscribe, like, share și nu uitați să ne menționați în storiile voastre de pe Instagram ca să vă putem reposta și noi. N-ai mă tare 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 și ne vedem data viitoare! Bye!